La începutul mandatului dumneavoastră vă declarați optimist în ce privește o vizită a președintelui Traian Băsescu la Washington în 2010. Sunteți la fel de optimist astăzi? Sigur că da, avem premise foarte bune pentru realizarea unei asemenea vizite în cursul acestui an. Am primit de altfel și semnale că o vizită a ministrului de externe român la Washington în pregătirea întâlnirii la vârf este anvizajată de către Departamentul de Stat. Așteptăm acum convenirea unor date pentru cele două evenimente și cred că relația cu partenerii noștri americani este la fel de bună ca oricând, a devenit foarte substanțială. Decizia noastră de a suplimenta trupele românești în Afganistan a fost extrem de bine primită la Washington. Ea dovedește odată în plus consecvența noastră ca partener în cadrul NATO, dar și pe plan bilateral. Și cred că optimismul de care vorbeați era și rămâne justificat. În prima jumătate a anului vorbim despre o posibilă vizită sau în a doua jumătate? Vorbim de întregul an 2010. Urmează să vedem exact când se va stabili o dată, dar cred că sunt toate condițiile reunite pentru ca această vizită la nivel înalt să aibă loc anul acesta. Referitor la elementele scutului antirachetă găzduite de România sau pe care România s-a angajat să le găzduiască prin decizia CSAT din 4 februarie, ați declarat că negocierile vor dura un an și jumătate, o chestiune știută deja, e un proces de negociere a la lung, să zicem așa. Ce mai e de negociat cu partea americană? Avem nevoie de un cadru juridic care să stabilească toate detaliile tehnice legate de implementarea sistemului antirachetă. Așa cum avem un cadru juridic deja creat prin acordurile SOFA, va trebui să stabilim criteriile de alegere a locației și toate tehnicalitățile legate de operaționalizarea sistemului până în 2015. Dar ceea ce e important de reținut este că avem un consens politic aproape garantat la nivelul intern, pentru că toată clasa politică din România a înțeles că caracterul defensiv al acestui sistem antirachetă. Și în același timp ne pronunțăm pentru ca el să devină, de fapt, nucleul sau suportul inițial al unui sistem la care să participe ulterior membrii europeni ai Alianței Nord-Atlantice. Deci el să fie compatibil cu un sistem antirachetă sub titulatură NATO. La pachet, în aceste negocieri, în care se vor discuta condițiile, criteriile după care vor fi alese locațiile și așa mai departe, cadrul juridic, cum spuneți, intră la pachet și o discuție referitoare la ridicarea vizelor pentru România? Cele două chestiuni nu sunt legate. Americanii au criterii clare de includerea unui stat în programul Visa Waiver. Rata de respingere a solicitanților de viză trebuie să scadă sub un anumit nivel pentru ca perspectiva includerii, liberalizării regimului de vize să poată fi realistă. Pentru că cetățenii noștri n-au fost poate îndeajuns informați, rata de respingere a vizelor a crescut în 2009. Nu cu mult, dar inclusiv pentru că anumiți solicitanți care au primit un răspuns negativ au repetat demersul și atunci se contabilizează de două ori în calcularea ratei de respingere, inclusiv aceste cazuri. Subiectul e pe agenda tuturor contactelor româno-americane și cred că în măsura în care MAE va face o campanie de informare pe acest subiect, solicitanții de viză vor fi mai în măsură să completeze corect și conform tuturor exigențelor dosarele respective, astfel încât rata de respingere să scadă. Tot n-am înțeles, domnule ministru, de ce tema ridicării vizelor
nu poate să fie inclusă în discuția despre amplasarea scutului. Pentru că sunt negociată, pentru că vorbim, da, vorbim pentru că decizia de includerea unui stat în programul visa waiver nu este strict politică. Pentru a putea face obiectul unor negocieri la schimb. Acceptăm noi acceptăm scutul antirachetă din rațiuni de interes și de securitate națională, regională și europeană, și deci este un subiect grav cu un impact pe termen lung, cu importanță strategică de prim ordin, pe când dincoace vorbim despre un proces care are o componentă tehnică și juridică și evident și una politică, dar eu cred că în calitatea noastră de partener stabil, previzibil, consecvenți ai Statelor Unite, vom obține oricând ok-ul politic pe vize dacă îndeplinim cea mai mare parte dintre criteriile tehnice de includere în program. Discutăm cu partenerii noștri americani, inclusiv posibilitatea de a modifica aceste criterii după care se calculează rata de respingere pentru a le flexibiliza un pic. Și deci pentru a obține rezultate de etapă mai bune. Aici puteți fi mai concret la ce vă referiți exact, la ce criterii? Există o metodologie de calcul a respingerilor care, sigur, că are o grilă. Dacă grila respectivă ar putea fi modificată, ceea ce ni s-a dat de înțeles că e posibil, poate că ochiurile plase ar fi ceva mai mari și am putea să obținem o calificare superioară în momentul în care se calculează anual rata de respingere. Și când s-ar putea modifica ochiurile plase? Nu vă pot da un termen precis în privința aceasta, dar în discuțiile pe care inclusiv eu sper să le pot avea la Washington o să ridic această problemă.